Un fenomen straniu a adus spectacol, dar și neliniște la malul mării. Plajele au fost învăluite dintr-o dată într-un nor rece ca gheața, care a venit ca un tsunami din larg. Cei de pe țărm s-au speriat când au văzut că totul în zare dispare cât ai clipi. Din fericire, norul a dispărut în câteva minute. În fapt, a fost un val uriaș de vapori extrem de reci. Imaginile sunt însă incredibile și extrem de rare la malul Mării Negre. Iată-le! Necura a venit de pe mare și a luat prin surprindere pe turiști. Plaja, dar și hotelurile au dispărut ca prin farmec. Eram în port când s-a întâmplat. Așa și ce părere? Lucrez în portul Constanța și în două minute m-am întors și nu mai vedeam colegii. Ceața a ținut doar câteva minute, timp în care temperatura a scăzut brusc. Cu puțin înainte, soarele era pe cer și puteai chiar să faci plajă la Mamaia. Am văzut două minute, ceața a vrut și a plecat. E o vreme mai rece față de anul trecut. Cred că e o schimbare a naturii, eu știu. Fenomenul extrem de rar are loc de obicei în anotimpul rece, dar și după o ploaie de vară, când nisipul este încă încins. De data aceasta, meteorologii spun că de vină a fost un vânt slab care a suflat.